Măi, mi-a trimis cineva și vreau neapărat să mă uit. Bună ziua, YouTube, dați like și subscribe. Mi-a trimis cineva această pagină care e din Moldova cumva? Moldfy? Îi zice Moldfy pentru că e din Moldova. Ok, nici măcar nu-mi pasă. O să presupun că este din Moldova. E efectiv Times New Roman. E un fel de Times New Roman. Da, deci cu articole satirice, false. O mamă din capital a mers la grădiniță și l-a mușcat pe copilul care a mușcat-o pe fica sa. Da, deci un articol ca orice articol amuzant pe care îl șeruiește tactul și râde. Caz și din comun la grădiniță din Chișinău, iată că am ghicit. O mamă a apărut în grupa mijlocie a grădiniței pentru a se răzbuna pe un copil de 4 ani mușcându-l de mână din cauza că anterior acesta ar fi mușcat-o pe fica femeii tot de mână. Mac, și un articol tip TNR, cu umor tip TNR, na. Dar acest articol are 1000 de share-uri și 1000 de comentarii și aș vrea să ne uităm puțin împreună prin secțiunea de comentarii a acestei postări. Victoria. Mie îmi vine să mușc mamele băgăcioase în toate concursurile de toamnă, iarnă, vară, primăvară cu echibane și coroane funerare, cu tot rahatul care își promovează odrazlele și nu mă lasă pe mine să-mi petrec serile liniștită după servici, că vezi, Doamne, vrea și al meu copchilaș, diplomă ca al lui Vasile Fofârlică. A, PSA a fost o glumă pentru cei ce nu înțeleg gluma. Care era gluma? Poate e o glumă din Moldova pe care noi nu o prindem. Nici problemă. Continuăm cu oameni care chiar au pus botul. Dar mari analiști mai sunteți toți. Dar cunoaște cineva situația? Dar vă rog, închipuiți-vă unul de aici că îi vine copilul lui zgâriat, mușcat mai multe ori de acel copil la care părinții nu acționează deloc. Din contră, îl mai miluiește pe cap. Eu cred că nu este femeia aceea, așa cum vă pare vouă. O încercat puțin să le duce, dacă n-are cine. Deci articolul făcut la Caterinca este despre această femeie, straight up. S-a făcut articolul mai întâi la Caterinca și până a apărut femeia care chiar ar fi în stare să muște un alt copil. Pentru că am mușcat-o pe fisa. Doamna Zinile. Bravo. Bravo. Exact ce spuneam mai sus unei doamne. Trebuie fiecare părinte să recunoască că nu este bine să facă așa copilul și să cerem ajutor cât mai repede până se mai poate face ceva. Și eu cred la fel, sunt convinsă că mușcătura a fost superficială. Ea a vrut să-l facă să înceteze în a mușca alți copii. Educatoarele și bunele nici nu au timp să reacționeze la asemenea faze pentru că este o chestie impulsivă. Doar nu credeți că își exprimă intenția de a mușca educatoarelor. Dacă părinții copilului mușcăcios au fost atenționați și nu doar odată, ajungi să faci asemenea gest ca cel al mamei, vrând să dai o lecție copilului needucat. Bine a făcut! Și mie vine de multe ori să scutui copiii răzgâiați. Nu sunt de acord cu corecțiile fizice, dar câteodată merită speriați. Mai asistăm la o discuție între două femei în care discută despre cum e ok să muști un copil de grupa mijlocie de la grădiniță, pentru că copilul respectiv ți-a mușcat copilul. Mai vă înțelegeți? Vă înțelegeți realitatea în care ne aflăm? Eu personal am un copil în grupa pregătitoare și de ani de zile ne luptăm cu un băiețel complet needucat și cu probleme de auz. Bate toți copiii din grupă, îi înjură, chiar copiii ăsta repetă, dar dat fiind faptul că noi suntem normali, niciunul nu ți-a dus să-l împingă ca acesta să cadă să-l bată. Are părinți, dar la fel părinții nu iau măsurile necesare cu copilul. Îmi place foarte mult cum a menționat că copilul respectiv are probleme de auz. How is that relevant? Păi dar nimeni nu vrea să facă asta și eu sunt pentru asta. Pentru mușcat copii, nu? Dat afară, simplu. Semnat toți părinții o petiție. Nu se poate așa ceva. Ori le duc, ori îl dă la școala ajutătoare. Bă, cât de jegoși sunt unii oameni să-mi bar. Bă, dar câtă ură să ai în tine, man. Câtă ură să zacă în tine încât să dorești răul unui copil de 4 ani cu aia. Câtă ură poate să zacă în tine să dorești răul unui copil de 4 ani? Băi, un copil de 4 ani, voi înțelegeți? E un copil de la grupa mijlocie. Băi, un copil de 4 ani de la grupa mijlocie. 4-5 ani. Păi cum să dorești răul unui copil de 4-5 ani cu aia? Da, păi și el i-a vrut răul, da? Da, fire, dar și când îți mușcă copilul? Îmi dau seama dacă trolezi, dar dacă nu trolezi, îți dau bani acum pe loc. E, uite, au venit aici, a venit Tolontan aici în chat. Sigur are 4 ani? Sursa? De unde știm că are 4 ani? Era mai ok dacă avea 5, nu? Sau, nu? 6? La 6 era mai ok? Să porți ură unui copil de 6 ani mai ok? Sau? Mă, cam ești morții de viață. Noi părinții suntem exemplu copiilor noștri. Sincer, nu văd aici educație. Și dacă se mai întâmplă ca un copil să-i mănânce căsuțul fetiței, atunci mămica se va răzbuna și va mânca ea
căsuțul educatoare care umblă... Ok, nu înțeleg ce scrie. Mie îmi pare că e un pamflet. În cazul dat și educatoarea și mama îs chicate în cap de mit... picate. Sunt... Doamne, ador moldovenească. Îs chicate în cap de mititele. Sunt picate în cap de mititele. Și eu cred că e o glumă proastă. Bravo! Bravo! Dragă educatoare, copiii se duc la grădiniță să învețe lucruri noi, să fie calmi, dar nu să băgați frica, stresul cu genunchii pe cărbuni. Să păliți cu varga cine vă dă așa drept vouă, în așa caz meritai tu mușcată și trezită la viață. Tu ai copii, cum te-ai simțit să-ți vină copilul să spuie că am stat pe cărbune sau m-a bătut? Based! Și doamna a luat-o de bună, dar e based! Poate cazul a fost real, într-adevăr copiii reacționează în așa mod, dar autorul a transformat tot în glumă. Cred că a născocit finalul cu varga și cărbuni, așa că nu mai credeți în tot ce e scris. Doamne ferește, lumea începe masiv a turba. Îmi pare rău pentru accentul ardelenesc din instinct. Nu sunt multe dăți în care citesc căcaturi fanii de la moldoveni. Ăsta e adevărul. De cel mai multe ori umorul involuntar vine din Ardeal. Trebuia să o muște pe educatoare, nu pe copil. Înțeleg furia mamei atunci când își vede puiul suferind. Ești în stare de orice, dar totuși copiii sunt copii. În loc că i-ai făcut acest gest, doamne educatoare, de ce nu ai intervenit? Au nevoie urgent de lăcuire. Nu pot, sorry. N-am destul experiență. Au nevoie urgent de lăcuire atât mama fetiței cât și educatoarea. Și așa voi vă dați seama că nefăcând, adică ne există în cultura de a face mișto de accentul oamenilor din Republica Moldova, că nu prea există. Spre deosebire de Ardeal, de ardeleni, știi? De seama că să apară toți oamenii din Republica Moldova la mine în comentarii. Nenorocitule, să stai pe vatră, pe cărbuni, să... Bucureștean coclit, da. Chiar sunt bucureștean coclit. Copii care mușcă să stea acasă, să-i dezvețe de așa obicei înainte de grădiniță. Măi, sunt niște oameni care urăsc niște copii de 5 ani. Măi, urăsc un copil de 5 ani. Deci copilul să nu mai vină la grădiniță. Da, să-l țin acasă. Da, deci părinții care lucrează, în loc să-și lase plodul la grădiniță cât lucrează pe zi, își dau demisia și stau cu copilul acasă și îl dezvață să muște. Place foarte mult asta înainte de grădiniță. Gen la 2 ani? Gen să-l dezvețe să muște la gen 2 ani? Sau cum dezveți un copil din a face ceva la 2 ani? Da, efectiv, Sabina, oamenii ăștia nu vor să accepte că nu suportă copiii. Straight up. Bă, măcar noi efectiv, noi ne asumăm. Bă, zic, nu vreau copii, cu aia că nu-i suport. Nu vreau să stau să citesc ce zic mămicile de pe grupul clasei plodului meu. Nu vreau, mă, cac pe ele copil. Nu vreau copil. Bă, dar ăștia, men, care fac copii și pe urmă și urăsc copiii. Sau urăsc copiii din jurul copiilor lor. Absolut insane. Uite, măi, vă rog eu frumos! Măi, sunt niște apologists care, vă reamintesc, ne uităm la niște oameni care iau apărarea unei femei, unei mame care a mușcat un copil de 5 ani, pentru că copilul de 5 ani i-a mușcat ei copilul de 5 ani. Nu a procedat bine. Dar totuși, poate nu este prima dată când o mușcă acel copil. Copiii trebuie educați de acasă să se comporte civilizat, nu să muște sau să bată alți copii. Nici mie nu mi-a convenit să vină fetița mea acasă mușcată sau bătută. Vai, fetița ta mușcată sau băgamești. Măi, părinții ăștia overprotective, efectiv. Fai de cap meu, a venit mușcată de mânuță acasă. Vai de mine, o să iasă mațele pe acolo. Tu sănătatea mătii. Mama trebuia să ia legătura cu părinții acelui copil, numai că în zilele noastre și unii părinți încurajează violența la școală. Da, cu aia. Există părinții acasă care zic, du-te, bate pe aia la școală. Sau ce vede în familie, dar poate a ajuns la capătul răbdării și acea mămică. Nu cred că mergea de nebună să-l muște. Poate a vrut să vadă și acel copil că doare. V-am mai zis de bolnavul ăla care m-a așteptat când ieșeam de la școală să mă amenințe că dacă mai fac mișto de fisa mă bate în clasa 4-a. Aveam o colegă în clasa 4-a care avea boală pe mine, efectiv avea boală pe mine că eram veriga slabă din restul colegilor. Într-adevăr și eu făceam mișto de ea, dar cumva era, da, toată lumea făcea mișto de ea sau toată lumea. Eram, nu știu, 5 băieți și toți cei 5 băieți făceau mișto de ea. Și eram și eu printre aia 5 băieți care făceau mișto de ea. Numai că eu eram veriga slabă și ca de obicei când vezi veriga slabă, arunci totul pe veriga slabă. Și a venit asumen. Om la 40 de ani să mă aștepte printre blocuri, când ieșeam de la școală că știa pe unde mă duc acasă, să mă aștepte printre blocuri, ia vină încoa. Ce-ai cu fata mea? Vezi că dacă mai...
Și îmi pare atât de rău că n-am avut prezența de spirit în momentul ăla, zic, dacă mai ce? O să mă bați? Ce morți, mă, ce o să faci? Efectiv, men, toți psihopații pământului. Straight up, toți psihopații pământului. A, și m-a amenințat că îi zice lui taică-miu. Că taică-miu să cunoștea, avea el ceva prieteni care erau prieteni de familie cu părinții ăsteia. Și m-a amenințat că mă zice, toți morții și răniții mății să-ți f***. Bă, dar îți dai seama la nivelul de șomerie mentală. Nu de șomerie de muncă. Șomerie mentală. Cât spațiu liber să ai la tine în tărtăcuță. Încât să, în mijlocul zilei, dacă eu termineam școala la 12, 1, la 1. Și ieșeam de la școală la 1, la ora 13. Să vii cu aia printre blocuri, să aștepți un copil de clasa 4 să-l ameninzi cu bătaia printre blocuri, că se ia de fita. Și zice, adică nu pățea nimic aia. Și zice, nu și-a luat bătaie, nu a fost nimic fizic. Adică era gen bullying de ăsta, cum își dau toți copiii, cum îmi primeam și eu, cum își primeam și ești, cum își primea multă altă lume. Adică era p***a de-astea, glume de-astea de căcat pe care își le fac copiii între ei. Deci nu era nimic fizic sau cu înjurături, amenințări. Era efectiv genul de bullying pe care își-l fac copiii zi lumină în clasa fucking 4. E ceva mai insane pe lumea asta? Mai nivelul de psihopatie, ceva mai insane pe lumea asta? Vreau să văd ce mai are pagina de glume Moldfy și ce comentarii mai sunt. Ram într-un sat de la Orhei. Primarul s-a îmbătat și a promis tuturor sătenilor câte 5.000 de lei. Vai de capul oamenilor, eu am măjit primarul. Dat afară pentru minșuni. Dat afară pentru minșuni. Chiezdușenii vechi. Chiezdușenii vechi. La noi moldvenii o căldare. Nu pot. La o căldare de vin și 3 de rachi, ok. Ceva nu miroase adevăr aici. Ori nu cunosc eu că există așa sat în Orhei. De fapt, denumirea satului ăsta, numai că noi nu vechi, o folosim des în vorba de toate zilele. Dar cum se numea satul? În satul Chiezdușenii vechi. În satul Chiezdușenii vechi. Chiezdușenii vechi. Doamna aia, dar oare numele s-a de sat? Parcă nu. Dar dacă chiar există apoi cel ce a promis, trebuie să-și țină promisiunea, chiar dacă a promis alcoolul ce l-avea în cap. Bravo lui, acum să facă ce a promis. Copil din capitală a înghițit o cartelă SIM, acum știe numerele pe degost. Ok, that's actually good. Doamne ferește de oameni bolnavi. Doamne, cât de proști sunteți voi la mine în chat. Acestea niște povești la gura sobei. Bătaie la o nuntă din Strășeni. Mireasa a recunoscut că doarme cu altul. Amantul este un turc cu 17 ani mai în vârstă. N-avem video? Oh my god, 3,8k shares. Dragi cititori, înțelegem că sunteți supărați foarte pe Mireasa plăsmuită. Noi tot, dar haideți să fim un pic mai amabili. Comentariile urâte care conțin cuvinte necenzurate vor fi șterse. Măi, au trebuit să facă... Băi, au trebuit să pună pinned comment... Să nu mai înjure lumea random la glumă. E 1984, dragi prieteni. Unde-i video? Eu. Of, mă gândeam că numai în filme sunt așa glume, dar ia că și în Moldova este chiar real. Maica Domnului s-a pozorât familia toată. Mai ceva ca în filme. Corect, doamna Viorica, corect. Nu mai faceți atâta răi, chiar în, rău, chiar în ziua anunții. Fiți mai bun la suflet, așa Dumnezeu ne va iubi mai mult. Dacă se poate, imagine de la fața locului. Să ne... Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, nu e de zâmbit. Așa ceva nu e de zâmbit. Ador. Limba neaoșă, moldovenească. Nu cred, așa ceva e greu de crezut. Atenție, 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 doamna asta. Stați cu istoriile, că abia acum se vor începe direct. Cum au semnat convenția de la Stambul? Păi să vedeți ce istorie o să citiți, încât strămoșii se vor întoarce în mormânt pentru LGBT. Vai și amar, acest site-ul este al actualilor. Așa că citiți totul cu plăcere. Proteste în capitală după schimbarea orei, jos laba de pe oră. Lumea, adică turma, e dirijată. Alte prostii nu le vine în cap la socialiști. Că nu-i ploaie tot, doamna președinte e vinovată? Niște căcați scormulesc și adună prostimea care se vinde pe 2 bani. 89 de like-uri. Site-ul și tot ce scrie acolo este un pamflet. Învățați să citiți până la urmă și să analizați corect. Da, corect. Site-ul și tot ce scrie acolo este un pamflet. Învățați să citiți. Da, corect. Yeah, I think you're right.
De acum vă încurcă ora, ce prostii, nu știți ce să mai faceți ca să puneți bețe în roate acestei guvernări. De cine sunteți manipulați? Vă gândiți cu mintea personală ori cu curul? Sunt probleme mai importante de rezolvat în această perioadă grea cu care se confruntă o lume întreagă. Vă reamintesc, știrea este proteste în capitală după schimbarea orei, jos laba de pe oră. Maria Sandu, e Maia Sandu, efectiv scrie Maria Sandu. Maria Sandu nu trebuia să schimbe ora că eu sunt pensionier și vai de capul meu. Măi, puneți ora la loc cum era. Măi, suntem pierduți, suntem pierduți. Puneți ora la loc cum era. Jos laba de pe oră. Sunt interese mari la mijlocul ora asta. Bă, dar chiar, bă, Parlamentul European, dacă chiar ăsta e numele tău, nu trebuia să scăpăm de căcatul ăsta de schimbarea orei? Gură de viață, sof. Nu trebuia să scăpăm de schimbatul orei în 2021? Cineva a întrebat dacă e Photoshop. Suntem pierduți, dragi prieteni. Și că în România nu s-a aprobat, din câte știu. Stop! Vă urăsc, oaie! Nu s-a aprobat! Nu s-a aprobat schimbarea orei. În gură de viață. Dar până la Maia Sandu ora nu se schimba? Lume, de ce vă lăsați manipulați de niște excroci? Chiar ne-am dezvățat să judecăm unde o să ajungem cu atâta răutate. Lumea care a ieșit în stradă azi pentru că v-ați vândut și nici măcar nu știți pentru ce? De ce n-ați ieșit anii din urmă să protestezi, să protestați? Tu, pensionarul, o să dormi o oră mai mult și nu ieși degeaba în stradă. Din cauza la așa persoane vom ajunge toată țara și la mai rău. Bă, măi, oameni buni, oameni buni, ora nu se schimbă cum vrea Maia Sandu, se schimbă de mulți ani, dar voi nu știți ce pricini să mai faceți împotriva noului parlament. Dacă sunteți bolnavi cu capul, duceți-vă la medic și nu ieșiți în stradă. Nu mai, nu, mă enervează prea rău. Credeam că o să fie amuzant, dar deja mă enervează. Doamne, holy shit, dude. Dar oare așa era și cu Times New Roman la început la noi? Că știu că se întâmpla. Dar parcă nu halul ăsta. Dar efectiv și ne miram că există antivirus. Așa e, sincer. Sincer, așa e.